Biblioteca Județeană Timi Vireanul Vâlcea, în parteneriat cu Fundația Progres, organizează Târgul Regional de Știință și Tehnologie pentru Copii. Anul acesta, cea de-a cincea ediție a evenimentului, se desfășoară în cadrul proiectului Code Kids Regional Fest și va fi organizată online. Târgul este destinat pasionaților de știință și tehnologie și promovează proiecte din domeniile IT și robotică, realizate de copii cu vârsta cuprinsă între 10 și 14 ani. Biblioteca Județeană Antimi Vireanul Vâlcea, în parteneriat cu Biblioteca Județeană din Nicu Golescu Argeș și cu Fundația Progres, organizează online, pe platforma Zoom, cea de-a cincea ediție a Târgului de Știință și Tehnologie pentru Copii, un eveniment tematic desfășurat anual în cadrul proiectului Code Kids, programează viitorul comunității tale. Un eveniment dedicat tuturor celor pasionați de robotică și tehnologie, care celebrează potențialul creativ, munca și rezultatele copiilor cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani, înscriși în cluburile de programare funcționale în biblioteci publice din județul Vâlcea și județul Argeș. Concret, vizitatorii vor avea prilejul să descopere proiecte digitale inovatoare și vă voi dezvălui și câteva titluri ale acestor proiecte pentru a vă oferi o mostră de originalitatea ideilor copiilor și de creativitate: mănușa hipersensibilă, detectorul de gaz, morișca acționată de apă, Eco Grass Cutter. Toate aceste proiecte și multe altele fiind realizate în biblioteci publice din Pietrari, Tomșani, Topoloveni și Râmnicu Vâlcea. În cadrul proiectului Code Kids, copiii, tineri și bibliotecari din mediul rural și urban își dezvoltă competențele digitale prin activități de formare și ateliere. Programul celei de-a cincea ediție a Târgului de Știință și Tehnologie pentru Copii, desfășurat anul acesta sub egida Code Kids Regional Fest 2021, se regăsesc și o serie de ateliere practice susținute atât de alumnii Code Kids, cât și de elevi din cluburi de robotică renumite. Este vorba despre Bionic Royals, club de robotică al Colegiului Național Mircea cel Bătrân, și Robot Steam, club de robotică al Colegiului Național Alexandru Lahovari. Eu le doresc succes tuturor și pe această cale aș vrea să le mulțumesc pentru implicare, pentru dăruire și pentru faptul că prin tot ceea ce fac ne ajută să consolidăm percepția asupra bibliotecii publice ca centru de învățare pe tot parcursul vieții și ca centru permanent de alfabetizare digitală cu un rol important în învățarea tehnologiei. Așadar, mâine, începând cu ora 12, online pe platforma Zoom, știința va întâlni tehnologia la Biblioteca Județeană Vâlcea. Proiectul Code Kids se desfășoară în prezent în bibliotecile publice din 19 județe ale României, dar și în localități din Republica Moldova.